Fiecare al șaselea angajat al Inspectoratului de Poliție Orhei este femeia. Din cele 32 de reprezentante ale sexului frumos care activează în cadrul Inspectoratului, 7 sunt angajate prin contract civil, iar 25 poartă epoleți, având grade de la locotenent până la locotenent colonel. În preajma sărbătorii de 8 martie, Radio Orhei a stat de vorbă cu Diana Maxim, Ala Vascan, Victoria Rabei și Viorica Lipcan despre activitatea lor de polițist, atitudinea celor din jur, cum e afectată viața de familie, iar pentru început le-am întrebat cât de greu este să fii femeie polițist. În cadrul Inspectoratului Poliției Orhei activează polițiști care sunt nu numai de profesie polițiști, dar sunt și soții de polițiști și avem câteva cupluri, adică soți și soții care poartă epoleți. Și dacă să este ușor sau greu să lucreze o femeie în poliție când și soțul lucrează, o spun din propria experiență că este foarte greu, fiindcă mai este și greu atunci când sunt și copii și ești într-o situație când nu ai cu cine să lăsa copiii sau să-ți planifici ziua de mâine. Greu, fiecare profesie are riscurile sale, spunem așa. Nu putem ca să spunem că suntem într-o situație mai grea față de un lucrător medical sau un brutar, un bucătar. În rest pot spun că greutăți întâlnim atunci când trebuie să fim seara acasă, alături de copii, alături de soț, familie sau în zilele de sărbătoare. Eu cred că aici întâlnim cea mai mare dificultate. Eu sunt de acord cu ce a spus de Victoria. Este cam greu. Reieșind din considerentul că și soțul activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei, dar de astăzi o să fie mai ușor că e pensionar. Familiei mele nu aș spune că sunt careva probleme mai majore. Uneori când ieșim în razii, deoarece soțul meu tot este inspector în poliție, și de multe ori discutăm chiar pe cazuri, ne confruntăm cu anumite probleme și ne întrebăm ce facem în cazul ăsta sau în cazul ăsta, cum să ieșim mai ușor din situație. De ce în cazul meu nu este o problemă? Probleme ca să spun că nu avem deloc ar fi absurd. Evident că având o familie acasă, având soț, fiecare își exprimă dezacordul față de, eu știu, razile care le avem, mai ales când suntem implicați pe timp de noapte. În principiu, la mine, familia deja e obișnuit cu profesia pe care o am, fiindcă am studiile însă și le-am făcut la Academia Ștefan cel Mare. Știau care sunt riscurile, care, cum va fi programul meu de lucru pe parcurs. În principiu, orice problemă, spun ceea ce sunt profesia mea, o rezolvăm prin comunicare, prin explicații, prin... Mă înțeleg, nu pot spun că în familie sunt probleme majore. Da, să indignați sau supărați că nu sunt la sărbători cu ei, dar asta e riscul profesiei și mă înțeleg. Nu e avut momente când îți vine să lași serviciu, însă mergi înainte, deoarece asta e serviciul nostru și trebuie să-l ducem la capăt. La serviciu nu putem să spunem că ne place sau nu ne place. La serviciu trebuie să ne îndeplinim atribuțiile de serviciu conform fișei de post. Mă rog, sunt situații când e mai greu, când e mai ușor. Nu ne place, adică eu vorbesc din numele meu, nu-mi place atitudinea cetățenilor care au față de profesia de polițist, fiindcă sunt foarte multe riscuri, sunt foarte multe situații când noi ne devotăm și cu trup și suflet, cum îi spunem, că mă rog, de foarte multe ori ne lipsim de acele bucurii pe care ne le oferă fiecare sărbătoare, fiecare familia noastră, anume pentru ca societatea să trăiască în liniște și în prosperitate. Asta mă deranjează și sper ca pe viitor să îmbunătățim într-un fel oarecare viziunea față de, adică cetățenilor față de polițiști. Polițiști care zi și noapte lucrează, adică depun tot efortul ca să poată să-i satisfacă
cerința cetățeanului și obțin niște rezultate destul de bune. La urmă însă nu este apreciat munca acestui polițist și uite faptul ăsta chiar nu-mi place când societatea civilă ne-a tratat cu dispreț, ne tratează, fiindcă când îi spui că uite, a fost exemplu prins infractorul și așa mai departe și ei nu spun, să spună un mulțumesc, spun că asta e datoria voastră. Un simplu mulțumesc, da, ne-ar face foarte mulțumiți și adică am spune că uite, este, am terminat ziua cu bine. Dar ce vă place în muncă? Interesant. E ceva care nu e ceva standard, adică ordinar. E în fiecare zi ceva deosebit și diferit. Și asta e foarte, un plus foarte mare, fiindcă e și timpul altfel trece și te duci acasă și spui, uite, azi am făcut ceva bun și ceva interesant. Și avem diferite cazuri interesante, soluționarea lor face ca serviciul să interacționeze cu alte servicii, cu direcția asistență socială și protecția familiei, cu medicina, direcția învățământ, direcția și sport și contribuim la soluționarea cazului. Un polițist sau un angajat al poliției îi place atunci când omul iese mulțumit din birou. Dumnealui, da, a ajutat la soluționarea problemei și în principiu eu consider că asta este și succes, pentru că atunci când este mulțumit un om că l-ai ajutat, l-ai ajutat în soluționarea problemei, ești mulțumit și tu și îți place și vii cu o deosebită plăcere de la zi la serviciu. Rezultatul final. Da, asta e cel mai important și cel mai apreciat. Dar o femeie ar putea conduce inspectoratul de poliție? De ce nu? Eu cred că da, deoarece sunt femei cu calități deosebite, aptitudini, abilități. De ce nu? Sigur că ar putea. Este și precedent. La Leova, șeful inspectoratului este o doamnă. În cadrul inspectoratului e deja sunt doamne care exercită funcții de șef adjunct a secției. Chiar am avut și șef de secție, care avea în subordine câte 16 subalterni sau cum este doamna Cociuc Svetlana, care este șef adjunct al secției securității publice. Dumnezeu are în subordine chiar vreo 55 de subalterni. Deci de la șef de secție nu este departe până la funcția de șef adjunct a inspectoratului sau chiar șef al inspectoratului. Depinde de visul fiecărui om. Da, și când îți pui un scop, cum am fost în cazul meu, ăsta a fost visul meu, să devin polițist. Și am efectuat, în cadrul facultății există catedra militară, cot la cot cu bărbații. Apoi după asta am urmat 6 luni a doua etapă a serviciului militar, la, pe atunci era Academia Alexandru cel Bun și am mers la poligon, la trageri. Să-ți obții, ca să-ți obții un scop. Un da. Scop, da. Adică nu contează. Și îți place, da. Dumneavoastră, cum ați ajuns în poliție? Întrebarea la care, nu știu dacă concret am putea ca să răspundem toți, eu cred că asta a fost destin, pentru că când urma ca să-mi dau actele pentru facultate, a fost așa și mai abateri, să zic, abțineri, dar până la urmă tot, la Academia de Poliție, dat documentele, adică și tot. Am devenit polițist. Pe urmă încercăm să analizăm situația și poate undeva regretăm, poate ne gândim că în altă funcție, în altă sferă ar fi fost mai bine, dar asta este. Am activat ca liber angajat la secția de pașapoarte și apoi după absolvirea facultății am decis să activez mai departe în cadrul inspectoratului de poliție Orhei. Am activat diferite servicii, la moment secția dată. Soțul aici l-ați cunoscut? Sau? Soțul aici, da. Adică la dumneavoastră chiar a fost destinul
corect, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu consider că asta totul depinde de situație, depinde de persoanele care ne înconjoară. Dacă să fie în cazul meu, dintr-o simplă întâmplare, adică șeful serviciului personal și educației din 2007 era Vladimir Lupu, dumneavoastră, pur și simplu, mi-a propus. Vin ca liber angajat la poliție. Și odată ce a fost o întâmplare, adică mi s-a propus o funcție, eu am conștientizat faptul că, uite, poate ăsta nu este și viitorul, fiindcă în momentul acela îmi făceam și studiile la drept. Și deja fiind liber angajat, aici mi-am primit primii colegi de sergent și am trecut prin toate etapele, cum se spune, de la sergent până la locotenent major. Experiență. Care a fost cel mai greu caz? Cel mai greu caz la mine funcția legată mai mult cu interacțiunea cu instanța judecată și au fost cazuri diferite. Cel mai des le povestesc colegilor că mă confrunt cu diferite situații când sunt în ședință de judecată. Avem avocați cu experiență, cu, și mă rog, atitudinea sau metoda avocaților este puțin diferit față de ceilalți, de exemplu, față de un cetățean simplu și permanent merg întrebări provocatoare, niște așa feedback-uri, cum le spunem noi, dar eu așa am aptitudine de a da și eu câte un feedback înapoi și tot iere. Pentru mine cel mai greu a fost când primar m-a întâlnit cu camera de la dveri, primul interviu. A fost cel mai greu și... Însă, deja, practica m-am deprins. Ne-am împrietenit. Am activat în calitate de ofițer de urmărire penală în secția urmărire penală. Și cel mai greu era când ieși la un caz ieșit din comun. Și acum ați în minte, am ieșit la un omor la sfârșitul la anul 2010. Și doamna a fost omorâtă cu aplicație 22 lovituri cu zi. Și când vii acasă și îți aduci în minte prin ce ai văzut acolo și cum, nu-i prea plăcut. Sau chiar și același accident rutier cu cadavre. E imposibil ca să nu retrăiești tot așa și retrăiesc grudele. De 8 martie, femeile polițist și-au dorit să petreacă cât mai mult timp în sânul familiei, dar și să nu existe cazuri excepționale care ar putea perturba această zi de sărbătoare. Cât mai mult să fim împreună cu, adică să fim în sânul familiei, cât mai mult cu cei apropiați și sănătate, bucurie, dar dacă ar fi posibil și... cum am spus, fie în glumă, fie mai serios, o majorare a salariului, tot n-ar apurca. Eu cred că noi primiile din inspectorat de poliție deja cadou de 8 martie l-am primit și ce ține de personal, eu cred că ar fi, nu știu ce, poate undeva la odihnă să ne practice. Dar eu înseamnă că am primit cadou dublu. Nu, reușim din situația că soțul să fie acasă de 8 martie. Sperăm să fie liniște. Eu cred că asta cel mai mare cadou să fie, da? Ca să fie liniște, să nu avem, cum spunem noi, situații excepționale și din comun. Asta e foarte important pentru polițiști de Orhei și nu numai, da? Felicităm toate doamnele și inclusiv doamnele polițiste cu sărbătoarea de 8 martie, cu sărbătoarea noastră a femeilor și le dorim multă sănătate, succes pe plan profesional, liniște sufletească și bucurie în familie, fie ca toate dorințele și să fie măcar mare parte să fie îndeplinite de către soț și ceea ce s-au pus în plan să se realizeze, să fie cu succes. Și să vă aibă Domnul în pază bună și la mulți ani!